Ce înseamnă să fii creștin în Siria, o țară devastată de un război civil care durează de 10 ani deja? Trebuie să ne amintim că în Siria au existat creștini de la începuturile creștinismului. Creștinii erau acolo de la originile creștinismului. Vă amintiți, Sfântul Pavel s-a dus la Damasc pentru a-i persecuta pe creștini, dar acolo s-a convertit la creștinism. Deci este o țară în care creștinismul este foarte înrădăcinat. Desigur, odată cu trecerea timpului, cu venirea musulmanilor, încetul cu încetul, numărul creștinilor a scăzut, până când creștinismul a devenit o minoritate. Vorbesc despre toți creștinii, despre toate bisericile care există în Siria și chiar în regiune. Din acest punct de vedere, vorbim despre întreaga regiune. Din momentul în care a apărut criza în Siria, în anumite regiuni, creștinii au fost cu adevărat, se poate spune sincer, persecutați în anumite părți ale Siriei, Irakului și altele. Dar în alte regiuni în care au existat islamul fundamentalist, musulmanii radicalizați, se poate spune că creștinii au trăit normal. Împărtășeau aceleași lucruri cu concetățenii lor musulmani. Acest lucru înseamnă că ceea ce s-a întâmplat cu musulmanii s-a întâmplat și cu creștinii, însă comunitatea creștină a simțit criza mai acut decât alți cetățeni. Care este mesajul dumneavoastră pentru creștinii care trăiesc acum în restul lumii? Mesajul nostru este să se integreze acolo unde se află. Să se integreze în țara în care se află. Să ducă o viață de buni cetățeni, să contribuie la prosperitatea țării. Să nu se simtă străini pe de o parte și pe de altă parte, să-și mențină patrimoniul, valorile și să le poată împărtăși și cu cei din țara în care se află acum. Cred că în prezent este dificil pentru ei să se întoarcă. Știți, atunci când o persoană se mută într-o țară nouă și are copii care se duc la școală, începe să-și facă o viață acolo. Este greu să-i spui să revină acasă. Este adevărat că există câteva familii care s-au întors acolo, dar majoritatea nu s-au întors.